Legendele Olimpului, volumul 1, intitulat Zeii, de Alexandru Mitru. Capitolul Zeii Olimpului. Zeus, născutul din titani, trona pe muntele Olimp, asemeni unui mare rege. Plin de mândrie privea el cerul albastru nesfârșit, pământul roditor și larg, mările, fluviile verzui și firele subțiri de argint ale izvoarelor din munți. Totul era al lui și Zeus nu se sătura să-și mângâie privirile cu întinderi și cu bogății. El, ce șezuse altădată ascuns în Creta, domnea acum în Olimp și poruncea. Da, poruncea pe voia lui și dacă își dorea ceva, se împlinea numai decât. Să vie frații mei cei mari, a sunat prima lui poruncă, să vie Hades și Poseidon. Și frații s-au înfățișat cu mare grabă, iar Zeus a urmat așa. Voi, amândoi născuți din Rea și zeul Cronos, ca și mine, m-ați ajutat în luptă împotriva titanilor năprasnici. Deci, împreună am învins și împreună vom domni. Suntem stăpâni. Ne bucurăm de tot ce în lume e mai bun. Dacă supușii nemulțumiți vor încerca, poate, cândva, să se răscoale în vreun chip, să-i pedepsim neîndurători. Eu voi domni, însă am să vă dau și vouă câte un ținut, să-l cârmuiți și să mi-l vegheați. Mie ce-mi dai, a grăit Hades, eu sunt mai mare, primul fecior născut de Rea. Dar mie, a întrebat Poseidon, deși sunt mijlociu, știi bine că m-am luptat mult mai vârtos. Iar Zeus le-a răspuns, lumea o împărțim în trei. De o parte cerul luminos, de unde poți cuprinde tot, de alta fluvii, mări întinse, pline de pești săgetători, și de alta tot ce-i sub pământ, cu tartarul întunecos, temnița unde vom păstra pe toți câți ne vor dușmăni și nu ne vor asculta de plin poruncile Olimpului. Tragem la sorți? Au rostit frații. Tragem, le-a răspuns Zeus. Iată, eu îmi voi păstra cerul. Voi trageți ce va mai rămas. Zeii cei doi s-au repezit numai decât. Lui Hades i-au căzut la sorți ținuturile subterane, iar lui Poseidon apele din mări, din fluvii și izvoare. Amândoi zeii au trebuit să se arate mulțumiți. Hades a și pornit pe loc către ținutul mohărât care-i fusese hărăzit și, după cât se povestește, nici când nu a mai revenit acolo în muntele Olimp. Celălalt frate, mijlociu, a devenit zeu peste ape, din răsărit în miază zi, din miază noapte n-a sfințit. Cei trei și-au împărțit puterea, dar Zeus a rămas stăpân. După această faptă, Zeus a dat poruncă să se arate în fața sa copilele zeului Cronos și ale Reei, una mai mândră decât alta. Ele au venit smerite toate și s-au plecat în fața lui, întrebând ce porunci le dă. Zeus i-a încredințat Hestiei, sora lui cea mai mare, focul. Focul care înseamnă viață în orice cămin și din această pricină nu are voie să se stingă. Apoi s-a îndreptat cu fală către Demetra, mijlocia, și i-a dat harul de a fi zeița holdelor bogate și a livezilor cu rod. Mai rămăsese numai Hera, ce sta sfioasă în fața lui, împurpurată la obraz și căta cu privirea în jos. Zeus a plecat spre ea și, mângâind-o blând pe păr, și-a hotărât-o de soție. În grija ei a încredințat căsătoria și familia și copilașii nou-născuți. Hera s-a învoit și Zeus a dat porunci să se gătească întreg Olimpul pentru nuntă. Și când s-a isprăvit și nunta, o nuntă fără asemănare, Zeus s-a așezat pe tron mai mulțumit ca înainte. Totul era orânduit precum fusese voia lui. Privea din nou spre depărtări și-și cântărea toată puterea și bogăția ce le avea. Totuși, un gând i se vârâse în minte adânc și nu-l lăsa. Pentru o lume atât de mare, suntem puțini, numai noi șase, cugeta Zeus, numărându-și toți frații și surorile. Titanii au fost 12, socotindu-l cu ei pe Cronos. Cu atât mai mult mi se cuvine și mie tot atâția zei, zei din cei mari, zei olimpieni. Pe lângă ei voi hotărâ și zei mai mici, de-a doua mână, ba și o serie de cortegii să ne însoțească pe noi toți. În acest fel, Olimpul meu va fi mult mai impunător. Dușmanii olimpienilor vor fi curând dezvăluiți și nimiciți fără cruțare. Și acum, pe cine voi chema? Ah, pe Atena, ochi de azur, copila mea cea mai iubită, a tresărit deodată Zeus. Pe ea o voi numi întâi. Și a chemat-o pe Atena să-i se înfățișeze lui. Atena, fiica lui cea dragă, nu se născuse ca oricare, ci în niște împrejurări ciudate.
Zeus îi promisese copilului lui Ocean, lui Metis, ce întruchipa înțelepciunea, că în schimbul sprijinului dat o să o ia în căsătorie și se ținuse de cuvânt. Trecuse vremea cuvenită și Metis trebuia să nască. Copilul era chiar Athena, numai că Zeus se dusese și îl întrebase pe Uranus ce o să se întâmple în viitor. Zeul Uranus, înstelatul, i-a răspuns că soția lui, zeița Metis, va naște în primul rând o fată, apoi va naște un băiat. Acest băiat o să-l răstoarne pe Zeus de pe tronul său și o să se înscăuneze în loc. Tot ce spunea zeul Uranus se împlinea fără zăbavă. Zeus a tremurat de spaimă auzind ce-i urzise Moira, destinul neînduplecat. Și reîntors acasă, Zeus a poftit-o la el pe Metis. Până să înțeleagă biata ce are soțul său de gând, acesta și înghițit-o. Numai așa puteam să fac, a rostit el spre ceilalți zei, ca să înlătur nenorocul ce ne pândea astfel pe toți. A înghițit-o deci pe Metis cu pruncușorul ei cu tot, urmând și el pilda lui Cronos care își mânca odrasrele. A trecut timpul până ziua când Metis, dacă ar fi trăit, urma să nască pe Athena. Zeus simțea că-l doare capul tot mai puternic. Neștiind cum să-și potolească această mare suferință, a poruncit să vină zeul ce se numea Hephaistos și era fiul său și al Herei. El era meșter priceput, avea o ferărie în Lemnos. Zeul i-a poruncit să aducă și o secură de aramă cu tăiș bine ascuțit. Hephaistos s-a înfățișat și a grăit tatălui său. Am sosit, iată, la poruncați cu o secură ascuțită. Bine, Hephaistos, a spus zeul stăpân, despică în capul și vezi de ce mă doare atât. Hephaistos a rămas mut și de uimire și de teamă. Cum să-l lovesc pe tatăl meu, pe tine, Zeus, nu glumești? A cutezat să mai întrebe. Ți-am spus odată, a strigat puternic Zeus spre fierar, despică-mi fruntea mai curând, nu pot să rap durerile. Cu Zeus nu era de glumă, mai ales când se supăra. Înăbușindu-și în el frica, Hephaistos a ridicat securia și a lovit în țeasta tatălui său cât a putut. Când a izbit securia țeasta, s-a auzit un strigăt tare de bucurie și izbândă. Din creștetul nemuritor, cum spun legendele eline, s-a ivit o zeiță mândră, purtând o platoșă de aur, pe frunte coif, în mâna dreaptă o lance strașnic ascuțită și în stânga un scut apărător. Olimpul, cât era de mare, s-a înfiorat de măreția zeiței care se năștea. Pământul s-a cutremurat. Marea, de asemenea, a vuit și valurile sale verzi s-au răscolit până în adânc. Ba chiar și Helios din cer, soarele cel strălucitor, fiul titanului Hyperion, și-a oprit carul său de foc și a privit neliniștit către Olimpul unde Zeus năștea pe fica lui, Athena. Iar Athena, nou-născută, era atât de frumoasă încât zeul Hephaistos a și cerut-o de nevastă. Ochii zeiței, mai ales, erau albaștri verzi, făuriți parcă din azur. Hephaistos a stăruit să-l ia de soț, însă zeița n-a primit și a făcut un jurământ să stea pe veci nemăritată. Zeus i-a ascultat dorința să n-aibă soț și a rostit: te vei numi Pallas Athena, vei sta alături de mine și adesea mă vei sfătui. De aceea Zeus a gândit și a hotărât ca ea să fie zeiță a înțelepciunii, a cugetărilor adânci și a priceperii depline în muncă sau în bătălii. La puțin timp după aceea, stăpânul lumii a cerut să vină trei feciori ai săi. Doi dintre ei erau ai Herei, altul îl dobândise Zeus cu o zeiță din Arcadia. Unul dintre băieții Herei era urât, dar iscusit în meșteșugul fierăriei, iar celălalt frumos la chip, dar zvânturat și cam neghiob. Cel priceput la meșteșug era Hephaistos. Zeul acesta era șchiop, avea picioarele sucite și frânte pe la încheieturi. Mama sa, Hera, povestea că într-o zi când era mic, l-a scăpat nu știu cum din mâini. Copilul s-a lovit cam rău și astfel a rămas beteag. Asta spunea zeița Hera, dar cine nu știa în Olimp ce se întâmplase în acea zi? Hera, când și-a născut băiatul, văzându-l cât e de urât, s-a rușinat și l-a zvârlit în apa mării să-l înnece. Norocul lui a fost că Tetis, cea cu picioare de argint, soția marelui Ocean, l-a prins în brațe pe copil, astfel să sfârma de tot. Zeița Tetis l-a păstrat în valurile ei verzui, l-a crescut într-o peșteră ce se găsea afund sub mări. Peste o vreme când băiatul se înălțase binișor, s-a întors iarăși în Olimp. Tocmai atunci Zeus și Hera se certau. Nu știm ce pricină era, dar Zeus se răstea grozav.
Băiatul l-a rugat să tacă, să nu-i auză toți din jur și să se facă de ocară. Zeus a supărat mai rău. Mă înveți pe mine ce să fac, ologule, i-a răgnit el. Abia călcat ai în Olimp și vrei să te și grozăvești. N-a apucat bietul băiat să mai răspundă un cuvânt și Zeus l-a înfășcat de un picior, l-a aruncat ca pe un pietroi. Băiatul s-a rostogolit și a căzut în lemnos frânt. S-a ridicat încet, trupul durea mai peste tot. Era acum și mai șchiop. Picioarele îi se urneau cu greu sub trupul lui voinic. Dar cum era de priceput, și-a făcut fierărie în lemnos. O fierărie ridicată în întregime din aramă, bătută în stele de argint, cu 20 de coșuri mari ce fumegau necontenit. Pașii a mai luat și un ajutor, pe un pitic numit Chedalion. Apoi, acolo în fierărie, a început să făurească lucruri ce i-au uimit pe zei. Ba chiar l-a ajutat pe Zeus să-și nască fica, pe Atena. Poate mai mult ca o răsplată, după această întâmplare, Zeus și-a hărăzit feciorul să fie faur în Olimp, dar și zeu peste meșteșuguri. Celălalt fiu pe care Hera îl dăruise soțului era chipeșul tânăr Ares. Era frumos, înalt și zvelt, însă încetinel la minte. Cuvântul nu și-l respecta, era într-una pus pe sfadă și se bătea din temir ce. Nu se simțea în largul lui decât în lupte și războaie și tare mult îi mai plăcea să vadă sângele curgând. Chiar tatăl său, stăpânul lumii, îi spunea uneori așa: ești un zeu rău și nestatornic, toți te urăsc, flăcău smintit. Fără încetare îți cauți ceartă, discordie și bătălii. Crut precum ești, de nu erai feciorul meu, de mult te-aș fi gonit din cer. Așa stând lucrurile, Zeus a poruncit de la chemat la el pe zvânturatul Ares: te numesc cum îți este firia, zeul războiului nedrept, zeul războiului hapsân, săvârșit fără chipzuială, care aduce doar prăpăt, sânge vărsat și lacrimi plânse, i-a rostit Zeus fiului. Ares s-a bucurat nespus că era zeu peste război și chiuind, s-a repezit cu sulița către pământ să caute sfadă și măcel. Zeus, privind în urma lui, își zise sieși surâzând: nu mi-a dat Hera fii de soi, unui urât, altui neghiob, o să mai iau și alte soții. Doresc să am odrasle multe și Hera nu mai poate avea. Găsindu-și deci acest motiv, Zeus, cu tot necazul Herei, și-a luat curând și alte soții. Una din ele a fost Maia, zeița din Arcadia, și ea l-a născut pe Hermes. Faptele sale prea ciudate îl dovedeau pe micul Hermes, viclean și hoț și mincinos, dar și isteț născocitor, bun de negoț și bun de gură. Pentru aceste multe daruri cu care dânsul se născuse, Zeus l-a hărăzit pe Hermes, curier în ceruri, zeu al negoțului, hoției, călătoriilor pe mare și pe uscat și al născocirilor. Era, precum spunea el însuși, atât de hărțuit încât nici noaptea nu putea să doarmă. Sunt zeul cel mai oropsit, se plângea Hermes celorlalți zei. De dimineață în zor mă scol, curăț palatele lui Zeus, apoi alerg la el să-mi dea porunci de dus încoa și încolo, în ceruri ca și pe pământ. Mă ostenesc peste puteri, iar noaptea când vă odihniți, eu port umbrele celor morți jos, sub pământ, la zeul Hades. Spuneți și voi dacă e drept. Astfel se plângea zeul Hermes și totuși în Olimp era veșnic pe lângă tatăl său, se bucura necontenit de încrederea stăpânului. Altă soție a lui Zeus a fost zeița nopții Leto. Atâta doar că și Hera aflase înșelăciunea asta, iar Uranus o vestise că Zeus o să îndrăgească mai mult pe fiii Letei decât pe proprii ei feciori. Nebună de mânie, Hera s-a hotărât să împiedice nașterea celor doi copii pe care îi prevestea Uranus. A cerut ajutorul Gheei și Gheia s-a grăbit să-i dea tot sprijinul zeiței Hera, fiindcă pe Zeus nu-l iubea de când îi răpusese fiii gigantii cei îngrozitori. Și amândouă au uneltit. Gheia nu i-a dat voie Letei să nască niciun colțișor de pe pământ. Umbla pe drumuri grele Leto, plângând cu jale în dureri și nicăieri nu putea naște. Îndură-te, o Gheia, mamă! Cu Zeus eu m-am măritat numai din teamă, cu rușine. Nu-s vinovată cu nimic. Îndură-te și lasă-mă să-mi nasc copii undeva și te-oi slăvi, măicuță Gheia. Ți-oi mulțumi și te-oi cinsti. Gheia nici nu voia să audă. Și Leto rătăcea într-una, bancă Hera trimisese și un balaur numit Piton, care o urmărea pe Leto, zvârlind flăcări asupra ei.
Nemaiștiind ce poate face, Leto s-a dus la un oracol. Oracolul i-a arătat că e pe mare o insulă care plutește fără a fi prinsă de fundul mării, nici de țărm. Și Gheia n-avea stăpânire asupra insulei de fel. Nici Piton n-o putea ajunge, căci nu știa să noate în mări. Să meargă deci în insulă și să-i ceară adăpost și apoi să aducă în lume copilașii. Astfel s-a dus zeița Leto în insula Ortigia, adică în insula de piatră, cum o numeau vechii elini. Era o insulă pustie, nici iarba nu creștea pe ea, doar niște pietre albicioase și mărăcini, atât erau. Leto a rugat insula să-i dea voie să-și nască pruncii. Insula s-a temut întâi. Am auzit, a răspuns ea după o clipă de gândire, că fiul tău ce ți se va naște va fi un zeu orgolios. Când va vedea că sunt de piatră și n-am pășun și n-am livez, o să mă împingă cu piciorul în mijlocul furtunilor și atunci mă voi cufunda. N-ai teamă, insulă de piatră, a mai rostit zeița Leto. Eu, mama zeului, îți jur că fiul meu te va cinsti și aici se va clădi un templu. Îmi jur tu asta, mândră Leto, îți jur pe însuși fiul meu. Bine, atunci mă învoiesc. Planul urzit din slăv de Hera părea că este nimicit. Totuși, Hera nu s-a lăsat, căci ea a luat-o pe Ilitia, bună zeiță a nașterii, și a ascuns-o într-un nor care întuneca vederea. Ea nu vedea Ortigia și nici pe Leto cum se zbate în chinurile nașterii. Și 9 zile încheiate și 9 nopți cumplite, Leto a fost într-una sfâșiată de dureri neînchipuite. Niciuna dintre celelalte zeițe nu puteau să rămână atât de nepăsătoare, văzând pe Leto suferind. Ele s-au dus la Ilitia și i-au făgăduit o salbă mare de 9 coți, toată din aur, dacă o va ajuta pe Leto să-și nească în sfârșit copiii. Și zeița a fost mișcată aflând de atâta suferință. S-a prefăcut în porumbiță și a zburat în insulă. Legenda spune că întâi s-a născut Artemis cea castă. Fata s-a înălțat pe clipă și ea, la rândul, a dat sprijin măicuței sale să-l nască și pe Apollo. Când s-a născut zeul Apollo, insula a și inverzit. Prin 2 stâlpi foarte înalți de piatră s-a prins bine de fundul mării. Lumini de aur s-au vărsat pe tot întinsul înverzit și zeul noul născut a spus: te vei numi de astăzi Delos, sau insula cea luminoasă, și aici va fi templul meu. Zeițe s-au ivit din cer și au adus celor 2 zei centuri de aur, văluri albe, ambrozie, nectar și flori. Cum a mâncat ambrozia și a sorbit nectarul dulce, zeul Apollo s-a făcut un tânăr de o frumusețe cum nu se mai văzuse încă, până atunci nici în Olimp. Toți zeii s-au mirat privindu-l. Avea în jurul frunții raze, știa să cânte minunat. Muzele, cele 9 muze, s-au adunat în jurul lui cerându-l oblăduitor, iar Zeus l-a numit pe dată zeu al luminii soarelui și al cântărilor alese. Și a hotărât ca zeii ceilalți, când va intra dânsul în Olimp, să se ridice în picioare, afară de măicuța Leto și prea mândra zeiță Zeia. Pe celălalt copil al Letei, pe Artemis, a hărăzit-o să fie apriga zeiță a vânătoarei și dihănii. Un meșteșug tare iubit din vremea de odinioară și tot ea să se îngrijească de palida lumină a nopții dată de argintia lună. Olimpul mai primise iată alți 6 zei, Atena, Ares, Hephaistos, Hermes, Apollo și Artemis. Erau deci olimpienii 11, căci Hades sta doar sub pământ. Îi trebuia însă stăpânului încă o zeiță ca să ajungă și olimpienii 12. De aceea a chemat în slavă pe fica zeului Uranus. Când Cronos îl lovise în pântec pe soțul Gheiei, pe Uranus, sângele i s-a scurs în țărână. Acolo s-au născut giganții, dar picături din sucul vieții i s-au prelins și în apa mării. Ele s-au prefăcut în spumă și din această spumă albă s-a ivit cea mai minunată și mai frumoasă dintre zeițe. Era divina Afrodita. Purtată de zefir, zeița a tot plutit pe apa mării până în Cipru, insulă care i-a rămas de-a pururi dragă. Iar zeițele anotimpuri, sau horele, cum se numeau, s-au pogorât în jurul ei. Pe frunte au încununat-o cu flori și văluri și o bentiță din aurul cel mai curat. I-au pus cercei cu pietre scumpe în urechile trandafirii, pieptul cel alb și gâtul subțirei le-au împodobit cu salve și cu coloane de argint.
și părul blond și mătăsos l-au strâns ușor cu multă grijă într-o pieptănătură mândră ce se numește în corimb. Când au văzut-o pe Afrodita intrând cu pasul legănat în fastuosul lor Olimp, zeii s-au ridicat cu toții, năuciți de atâta frumusețe și grație și gingășie. Mulți dintre olimpienii falnici au și cerut-o de soție, dar Moira hotărâse astfel. Cea mai frumoasă între zeițe a avut parte de bărbatul cel mai urât din tot Olimpul. S-a însoțit cu zeul Faur, Hephaistos, cel priceput, harnic, modest, însă schilod. Copila zeului Uranus a primit de la Zeus cinstea de a fi zeița dragostei, cea jinduită deopotrivă de muritori ca și de zei. Vechea dorința a lui Zeus se împlinise în sfârșit. Zeii Olimpului acum erau cu toții 12, dar asta nu-l mai mulțumea. Noul stăpânitor al lumii dorea să aibă în Olimp o curte mult mai mare decât o avusese Cronos. De aceea a mai poruncit să se adune în preajma sa și al zei, mari ca Helios, superbul soare, Selene, argintia lună, Eos, schioasa auroră cu razele-i trandafirii, Leto, zeița cea tăcută, Temis, copila lui Uranus, zeița ordinei depline și a dreptății înlegiuiri. Un fiu pe care îl născuse o pământeancă de la Teba a devenit de asemenea zeu, ocrotitorul Podgoriei, era Dionisos cel Vesel. Pa după cât se povestește, Zeus a mai chemat la sine și altă zeiță, pe Hebe, ce ocrotește tinerețea și în Olimp paharnică, apoi pe Hore și Carite, șase copile ale sale. Horele străjuiau Olimpul, lăsând perdelele de nor să nu se vadă înăuntru și tot ele o cârmuiau și anotimpurile în lume. Ciaritele subțiri, mlădii, pline de grație, danțau în timp ce muzele îi desfătau pe olimpieni cu armonii din cele mai fermecătoare. De bună seamă că și alți zei mai populau în altul Olimp, alcătuind cortegii mândre și îi însoțeau pe olimpieni când se petreceau sau se luptau sau pedepseau pe muritori.